Un șofer din Gorj este cercetat pentru dare de mită și a fost pus sub control judiciar. Totul după ce i-a oferit mită unui agent de poliție pentru a nu-i fi reținut permisul auto. Mai multe detalii despre cum s-au petrecut lucrurile ne aduce chiar acum colega mea Alina Dodenciu. Alina, bun găsit, ascultăm! Bun găsit tuturor! Conducătorul auto a fost depistat în trafic în zona Țânțăreni, în zona unei treceri de cale ferată din localitatea Florești, acolo unde acesta nu a oprit. Bărbatul i-a oferit polițistului o sumă de bani sub formă de mită pentru a nu primi amendă contravențională și pentru a nu-i fi reținut permisul de conducere pe o perioadă de 90 de zile. Agentul de poliție a refuzat și ulterior a formulat denunți la organele judiciare competente. Inculpatul s-a deplasat a doua zi la sediul postului de poliție din localitate, a intrat în biroul polițistului și a încercat să-i dea acestuia încă o dată suma de 400 de lei. Polițiștii împreună cu procurorii au organizat un flagrant și au constatat infracțiunea de dare de mită. Agentul de poliție a primit suma de 400 de lei, respectiv o bancnotă de 200 de lei și două bancnote de câte 100 de lei. Fiind audiat de procuror, inculpatul a recunoscut fapta comisă, precizând că a oferit agentului de poliție banii pentru ca acesta să nu-i aplice sancțiunea contravențională și măsura complementară a reținerii permisului de conducere.